Probele reîntrupării. Am arătat în paginile trecute argumentele logice care pledează pentru înțelegerea și admiterea principiului reîntrupării. Deși ele singure ar putea constitui o dovadă a revenirii la viața terestră, totuși s-a ridicat un argument care în aparență pare foarte puternic. S-a afirmat: dacă noi am mai trăit pe pământ, de ce nu ne amintim de acele vieți trecute? Faptul că nu ne amintim dovedește că nu am mai trăit și deci ideea reîntrupării este o simplă fantezie sau o ipoteză lipsită de fundament. Pentru ce să suferim acum, din cauza unor fapte pretinse că le-am fi săvârșit în alte vieți, dacă nu păstrăm nicio amintire de aceste acțiuni greșite ale noastre? Cum putem să stabilim o legătură între cauză și efect, între faptele, sentimentele și vorbele noastre din trecut și suferințele din prezent, când nu știm ce am făptuit, cugetat sau vorbit în altă viață? Ce învățătură putem trage dacă nu ne amintim de ele, ca să înțelegem că suferințele, starea noastră fizică sau morală de azi, sunt urmările acelei vieți? Da, această doctrină ar deveni clară și orice minte cugetătoare o va accepta, dacă ne-am putea aminti câte ceva din viețile trecute. În aparență, argumentul este puternic, dar în realitate foarte slab, pentru că nu se cunosc tainele divine. Mai întâi să ne lămurim asupra memoriei noastre actuale. Până la dovedirea existenței noastre din alte timpuri, să vedem cât de bine memorăm faptele, ideile și vorbele noastre chiar în viața prezentă, căutând în trecutul nostru, încercând să ne amintim de anii copilăriei, constatăm că nu mai știm ce am făcut, ce idei am avut, ce sentimente am încercat. Răsar unele fapte, întrezărim unele împrejurări ca prin ceață, ne amintim unele vorbe sau idei, dar atât. Constatăm că nu suntem în stare să reînviem întru totul anii dulci ai copilăriei. Amănuntele au dispărut, nu ne-au rămas decât crâmpeie din faptele și evenimentele înregistrate mai puternic în ființa noastră. Acum nu mai avem decât un rezumat al anilor trecuți, dar nu ne amintim nici faptele, vorbele și ideile noastre din anul trecut. Aș îndrăzni să afirm că nu ne putem reface mental nici sentimentele și faptele petrecute ieri, alaltăieri. Rog pe cititor să încerce să-și amintească gândurile, vorbele și tot ce a făcut ieri, și se va convinge de cele afirmate mai sus. În aceste condiții, cum avem pretenția să ne amintim acțiunile noastre, starea socială, suferințele și nedreptățile îndurate sau produse în alte vieți? Azi știm să citim, să învățăm dintr-o carte, dar oare mai știm noi cum am pășit de la literă la literă, cum am înnodat literele și cuvintele ca să exprimăm o cugetare? Constatăm doar că urmărim ideile exprimate într-o carte, înțelegem esența cuprinsă în ea, rezultat al primilor ani de școală. Detaliile prin care am trecut pentru a ne însuși cititul și scrisul s-au uitat. Amănuntele faptelor noastre din copilărie s-au șters din mintea noastră. Ne-au rămas însă anumite capacități, un învățământ general, restul scufundându-se în întuneric. Când eram mici, ne-am băgat degetele în apa fiartă și ne-am opărit. Anul, luna, ziua, nu ni le mai amintim, dar avem în memorie rezumatul, învățătura. Nu e bine să bagi mâna în apă fiartă, că te opărești și doare. De aici esența acelei lecții, să fii prudent. Toată conduita noastră actuală, întreaga noastră înțelepciune, este suma concluziilor, rezumatul învățămintelor din existențele noastre trecute.
Când eram mici, de frică sau de rușine, spuneam minciuni. După dovedirea minciunii, ne rușinam și eram pedepsiți pentru fapta noastră. Mai târziu, către maturitate, am uitat amănuntele acestor cazuri, dar am rămas cu însușirea de a spune adevărul. Acest caracter splendid l-am dobândit ca rezultat al mai multor greșeli din copilărie, urmate de pedepse. Astfel am ajuns la starea morală de a fi loiali în spusele noastre. La fel am creat și celelalte calități ale noastre. Cum, prin ce greutăți și suferințe am trecut, care este prețul lor, nu mai știm. Ceea ce știm e că avem o concepție de viață, anumite tendințe și facultăți. Creatorul le-a aranjat astfel ca, din toate învățămintele, observațiile și durerile noastre, să extragem numai esența lor. Bietul nostru sistem cerebral nici n-ar fi în stare să rețină din copilărie până la moartea sa toate amănuntele existenței noastre. Oare cum am mai putea scrie o scrisoare dacă, în momentul când ne-am apucat de scris, ar năvăli în mintea noastră toate fazele prin care am trecut pentru învățarea scrisului? În spiritul nostru s-a imprimat ca rezumat, ca extract, ca germen, tot ce am văzut, auzit și simțit în diferitele noastre vieți. Dar totuși, într-un colț al sufletului nostru se găsesc înscrise, infinite de minuscule, toate informațiile și faptele vieților trecute. Dacă printr-un mijloc oarecare, regresie hipnotică, le trezim în conștiința noastră, toate evenimentele vieților noastre trăite pe pământ se vor derula asemenea imaginilor unui film panoramic până în cele mai mici detalii. Uneori aceste imagini, ascunse în profunzimea ființei noastre, revin la suprafață spontan și produc, prin expunerea lor, mirare celor din jurul nostru. Dar acest fenomen se întâmplă foarte rar și mai ales la copiii sub vârsta de 7 ani. Un biet pui abia ieșit din găoacea oului aleargă iute să se ascundă la apariția unei păsări de pradă. Dar de unde știe că acea pasăre îl poate răpi și mânca? Din instinct, vor răspunde oamenii de știință, ceea ce nu este suficient pentru a explica un fapt. Noi vedem în această acțiune o reamintire, care rezumă în sine multe morți sau durere ale acelui pui cauzate de păsări răpitoare, iar acum, la amintirea morții sau a durerii de atâtea ori repetată, puiul de găină fuge înspăimântat să se ascundă. Nu există familie în care copiii crescuți în aceleași condiții să nu prezinte calități sufletești și tendințe diferite. Constatăm că unul din acești copii are talent artistic în jocurile sale, desenând diferite figuri reușite pentru vârsta lui. Altul prezintă dexteritate de a învăța un meșteșug oarecare, are tendințe care indică însușiri pentru a deveni un manufacturier, un meseriaș priceput, ori un fabricant renumit. Un altul, neglijând școala, deodată o părăsește și se avântă în afaceri, devenind un om cu o reputație răsunătoare în lumea afacerilor. Alți tineri, cu minți liniștiți, se retrag pentru a-și citi cărțile, departe de agitația tinerilor de seama lor. Toate aceste tendințe nu sunt înclinări capricioase, ci chemări imperioase ale spiritului din cauza cunoștințelor posedate ca rezumat al ocupațiilor din viețile precedente. Orice ar face părinții, rar, foarte rar pot înfrânge aceste porniri sufletește ale copiilor lor. Prezența acestor calități înnăscute poate fi explicată prin faptul că omul, în viețile anterioare, a fost, de exemplu, un muzician și, venind în viața actuală, simte o înclinare spre muzică. Asimilând vertiginos cunoștințele și cu un talent ce se impune atenției,
încă din primii ani ai copilăriei, profesorul său constată o aptitudine ce uimește. Un asemenea spirit va căuta să se reîntrupeze într-o familie cunoscătoare de muzică, în stare să-i ofere un corp fizic delicat, un sistem nervos vibrant la undele sonore. În acest mediu prielnic, el va avea ocazia să-și continue studiile anterioare și să-și desăvârșească talentul muzical. Este evident că acela care nu a mai dobândit cunoștințe muzicale în alte vieți sau care a asimilat prea puțin, va fi greoi la învățătură, având nevoie de multă vreme până va ajunge să cânte la un instrument și până să se desăvârșească în practica sa. Să nu pierdem niciodată din vedere că ceea ce învățăm într-o viață sunt cunoștințe păstrate pentru veșnicie. Când dintr-o ceată de copii, aproximativ de aceeași vârstă, vedem pe unul mai îndrăzneț și autoritar, comandând și luptând în fruntea celorlalți. Evident, întrezărim în acel copil pe fostul militar de grad superior din altă viață. Când unul dintre elevii unei clase este mai vorbăreț, ținând cuvântări școlare, pledând în numele colegilor săi, în diferite ocazii, putem fi aproape siguri că acest spirit a fost într-o altă viață un orator, un conducător sau un om politic. Câte acțiuni ale omului nu ne cheamă judecata pentru a admite adevărul reîntrupării spiritului? Priviți micuța copilă, în jocurile ei nevinovate, cum gătește, leagănă păpușa, căutând să o adoarmă, certând-o pentru neascultare, etc. Oamenii de știință vor zice: da, desigur, omul având o mare putere de observație, copila reproduce ceea ce a văzut la mama ei. Explicația nu are temei, deoarece se pune întrebarea: de ce oare numai fetițele au acest fel de joacă, nu și băieței, cât și ei stau în jurul mamei lor? Adevărata explicație este că această drăgălașă copilă reproduce în mic ceea ce a mai făcut în viața precedentă, când era mamă. Există tineri care se îmbată de frumusețile naturii. Un răsărit sau apus de soare face să vibreze de plăcere ființa lor, freamătul frunzelor din pădure, susurul izvoarelor de munte, mugetul valurilor mării îi proiectează într-o lume de visări, mai mult ca pe oricare semen al lor. Acest om, desigur, a fost un poet ori un artist în viețile trecute. Natura sa atât de sensibilă, formându-se prin exercitarea, gustarea și aprecierea frumosului. Exemple în acest sens sunt cât se poate de multe și variate, toate explicându-se logic prin existența noastră în alte vieți pe pământ. Mulți oameni trec nepăsători pe lângă o biserică, iar unii intră în ea fără să simtă ceva în sufletul lor. Prin obicei, prin convenționalism, adoptă o atitudine cucernică la ascultarea unei rugăciuni, dar nu vibrează în ei absolut nimic. Dar pe când gândurile lor zboară aiurea și nu sunt atenți la rugăciune, altul este pătruns până în adâncul sufletului de ceremonia religioasă, sorbind cuvintele slujitorului altarului. Desigur, această evlavie nu provine din cunoștințele, starea socială și concepțiile actuale de viață, ci este reflexul unui sentiment împărtășit într-o altă viață, când era un credincios desăvârșit sau un preot cucernic cutremurat de credință în divinitate. Principiul reîntrupării se prezintă mereu judecății noastre, așteptând ziua când vom înțelege că este un principiu universal care se aplică de la corpurile inerte până la om, de la microb până la corpurile cerești. Voi prezenta un alt caz din cele numeroase ce ne amintesc de principiul reîntrupării. Expun un adevăr la două persoane care au aceeași lumină intelectuală
și au primit aceeași educație. Te vor asculta în același timp amândouă și vei constata că una din ele a înțeles și adoptă adevărul respectiv, pe când cealaltă mi-l înțelege sau, dacă a înțeles, nu-l adoptă. Acceptarea din partea unei persoane și refuzul din partea celeilalte este o dovadă a reîntrupării. Într-adevăr, persoana de aceeași părere cu tine a mai întâlnit acest adevăr, l-a citit, studiat și cunoscut într-o altă viață, pe când cealaltă persoană întâlnește pentru prima oară această problemă, nefiind pregătită, trebuie să mai reflecteze în cursul vieții actuale sau viitoare pentru a o găsi justă. Iată înțelesul divergențelor de păreri dintre oameni asupra unei probleme oarecare, unul având o amintire vagă despre adevărul respectiv, iar altul abia acum ia contact cu el, urmând să mediteze în viața sa prezentă. Astfel se explică faptul că, la citirea unei cărți ezoterice, unii cad pe gânduri și caută să se adâncească în cunoașterea acestei profunde științe, pe când cei mulți refuză sau îi lasă rece acest domeniu. Desigur, aceștia din urmă nu vor mai fi atât de neștiutori în viața lor viitoare ca în cea actuală. Legea reîntrupării iese în evidență și în momentul când analizăm evoluția omului din copilărie și până la bătrânețe. În general, copilul mic este egoist, vrea să posede orice lucru, îi se pare că sora sau fratele său au lucruri mai frumoase și le leapădă pe ale sale, cerându-le pe ale lor. În această epocă a existenței sale, copilul reproduce imaginea omului primitiv, a stării sale, pe când cu multe alte vieți în urmă, era un sălbatic de prin junglele pământului. Peste câțiva ani a mai crescut și acum se joacă de-a soldații, jocuri sfârșite adeseori cu mici accidente, zgrieturi, cucuie, etc. De cele mai multe ori, băiețelul călărește un băț, închipuindu-l pe un cal nărăvaș, greu de stăpânit. Acum iubește un alt băiețel, acum îl gonește sau îl lovește. Se supără repede și fără vreun motiv serios și curând, printr-o minciună ori făgăduială, se împacă. În această perioadă a vieții sale, copilul reproduce epoca de barbarie a omenirii, când omul iubea, creștea calul și îl călărea, când era mândru, războinic și în veșnică pornire la atac și cucerire, răzbunător, iute la mânie și uneori iertător. Mai târziu, tânărul este stăpânit de cercetarea lucrurilor și totuși este încă nestabil, nefixat în părerile sale. La această vreme contracarează prietenii ce vor dura până la moarte. Acum iubește o fată cu toată ardoarea tinereții sale. Acum este generos și se aruncă orbește în vârtejul pasiunilor, a înfăptuirilor nobile, patriotice sau umanitare. El reproduce la această vârstă imaginea redusă a evului mediu, a vremurilor cavalerești. Unii oameni arată o judecată profundă, ce cumpănește just faptele și lumea, fiind deplin stăpâni pe bucurii și amărăciuni. Este tipul cu sau icoana omului evoluat. Uneori acest stadiu este foarte concentrat, arătându-se chiar de timpuriu. Există băieți prea maturi mental pentru vârsta lor, iar unii tineri, în toate actele și reflecțiile lor, se arată tot atât de maturi în judecată ca și un om în vârstă. Știința explică aceste schimbări ca fiind urmarea dezvoltării fizicului, care crește și se organizează mai repede și mai bine la unii decât la alții. Spiritualiștii însă văd în aceste etape ale dezvoltării mentalității și sentimentului omenesc o probă a revenirii noastre pe pământ, dovada că omul își retrăiește sumar, de la naștere până la bătrânețe, toate etapele evoluției spirituale,
de-a lungul a mii de reîntrupări. Prin urmare, avem de-a face cu stări de conștiință ale spiritului și nu cu creșterea corpului său fizic, cu înmulțirea și prefacerea celulelor ce alcătuiesc corpul pământesc. Dintre argumentele și exemplele enumerate, niciunul nu este atât de clar și de convingător ca și cel al copiilor precoce. Într-adevăr, în mijlocul unei familii modeste, atât prin inteligență cât prin situația ei materială, se naște un copil care, din fragedă copilărie, indică o mare inteligență, o uimitoare atracție și pricepere spre un anumit câmp de activitate, matematica, pictura, muzica, limbile străine, etc. În curând, acești copii atrag atenția asupra lor și mai târziu se revelează ca mari genii ale omenirii. Cercetând ascendența acestei familii, se constată că niciunul din membrii ei nu a dat dovadă de o asemenea genialitate. Dar ceea ce este mai uimitor e că descendența acestui geniu este de o valoare mentală și morală inferioară, uneori submediocră. Atunci se pune întrebarea: de unde această mare inteligență? De unde acest mare talent? Când și unde a putut să învețe atât de profund unele discipline, limbi sau științe? Oamenii spațiali, entitățile spirituale, ne spun, prin comunicările lor, că aceste genii au dobândit, în nenumăratele lor vieți trupești, experiențe numeroase în domeniul genialității lor, o profundă înțelegere și înalte facultăți. Acum, revenind la viața fizică, le pun în evidență de timpuriu, din frage de copilărie și la un nivel pentru care alți oameni trebuie să sacrifice ani de muncă încordată. Copilul a venit în această familie pentru că are legături cu ea din alte reîntrupări, are anumite datorii de achitat. Dar, curios, copiii săi nu se mai ridică la înălțimea genului său pentru că el, la rândul, nu le-a procurat decât un corp fizic în care a coborât la reîntrupare un spirit obișnuit. Copiii vin în familia acestui mare om ca urmare a unei legături din alte vieți, pentru ca prin lumina mentalului său și prin natura sa delicată să primească o instruire și o educație deosebită. O ciudățenie des întâlnită în viața noastră este și aceea de a vedea o femeie care dă impresia de ceva bărbătesc în ea. Prin gândurile, caracterul și comportamentul ei, prin energia și îmbrăcămintea ei masculină și chiar prin glasul coborât, liniile feței și prezența unei urme de mustăți te pune pe gânduri și te determină să zici: iată o femeie bărbat. Pe de altă parte, există bărbați care, prin aspectul lor fizic, delicat, adesea cu mustață și barbă redusă, prin glasul lor înalt, prin emoționabilitatea lor, prin puterea intuitivă și întreaga lor natură feminină, te îndeamnă să exclami: iată un bărbat cu apucături și sensibilitate de femeie. Acest contrast în aspectul fizic și în manifestarea sufletului se poate explica prin reîntrupare. Am arătat că spiritul revine în lumea terestră, când femeie, când bărbat, pentru a-și termina educația spirituală. După o serie de vieți petrecute în trupuri masculine, câștigând destule cunoștințe în această formă, spiritul schimbă sexul, întrupându-se de această dată ca femeie, pentru a învăța lecțiile vieții terestre ca soție și mamă. Cum însă spiritul a trăit într-o lungă serie de forme masculine, el s-a obișnuit cu anumite gesturi, cuvinte și atitudini masculine. Schimbând sexul, sufletul imprimă, vrând nevrând, noului trup, creat reminiscențe din formele precedente de bărbat și în același timp reproduce ceva din preferințele,
sentimentele și apucăturile sexului precedent. Același fenomen se petrece când se trece de la forma feminină la cea masculină. Iată adevărul acestei enigme, multă vreme necunoscut sau fals explicat. În existența sa terestră, omul se manifestă adesea în așa fel încât pune în evidență revenirea sa la viața fizică. Un astfel de fenomen, subiect de cercetare și discuție în lumea celor care se ocupă cu probleme psihice, este și acela al fricii nejustificate, manifestate de unele persoane față de anumite conjuncturi sau elemente ale naturii. Unele persoane au o frică nestăpânită de a pleca cu o luntre pe un lac sau cu vaporul pe mare, altele au o frică groaznică de foc, de tunete și fulgere, de mulțime, de înălțime, de încăperi închise sau, pentru nimic în lume, nu ar rămâne singure într-o pivniță sau nu ar ieși noaptea singure prin întuneric, etc. Psihologii explică această frică a omului prin faptul că, în primii ani ai existenței sale, copil fiind, a fost impresionat puternic de aceste fenomene sau situații și, ca un reflex îndepărtat, dar puternic, este stăpânit și la maturitate de această teamă. Alții, tot materialiști, atribuie frica senzațiilor resimțite de mamă pe când purta în sânul ei acest copil și deci că el ar fi primit comoția mamei care acum la maturitate s-ar reflecta în sufletul său. Nici una din aceste explicații nu poate sta în picioare. Adevărul este că fiecare din aceste persoane au sentimentul de frică pentru că într-o altă viață au trecut printr-unul din aceste evenimente tragice, au pierdut într-un naufragiu, într-un incendiu, au fost omorâte cu pietre de mulțime sau ucise în bezna nopții. Rațiunea se alătură la această explicație și respinge pe cele de mai sus, dacă află că nici copilul și nici mama n-au trecut printr-o asemenea situație sau fenomene în actuala lor viață terestră. Printre numeroasele cazuri de amintiri îndepărtate de prin alte vieți este și următorul. Într-o vizită, călătorie sau la un spectacol, se întâlnesc pentru prima dată în viața lor două persoane. De îndată ce își încrucișează privirile sau de cum își dau mâna și schimbă două-trei cuvinte, se naște deodată o iubire, o amiciție între ele pe care nu o mai șterge nici vremea, nici împrejurările. Oamenii de știință au căutat să dea o explicație și acestui fapt, bine constatat în lumea noastră fizică, prin supoziția că aceste două persoane ar avea aceleași simțăminte, aceleași idei, că psihicul lor ar vibra după aceleași diapazon. Dar, lucru ciudat, cele două persoane resimt această simpatie puternică chiar dacă n-au schimbat nicio idee între ele. Se văd pentru prima oară și de la prima privire se plac. Se simt atrase de o forță misterioasă. Nu este vorba nici de omogenitatea de idei, nici de concordanța de sentimente, pentru că au fost cazuri când cele două persoane erau de vârstă și condiții sociale diferite, cu sentimente și vederi deosebite și cu toate acestea s-au simțit atrase una către cealaltă. Această atracție se explică ușor, prin adoptarea principiului reîntrupărilor multiple. În alte vieți, cele două persoane au avut legături între ele, sub o formă oarecare, trupească sau sufletească. În aceste existențe trecute, s-au legat puternic prin iubire, devotament, respect și sacrificiu. Când în altă viață destinul îi pune față în față pe foștii iubiți, prieteni sau pe fostul copil și părinte, etc., iubirea ce i-a legat altădată a izbucnit din ființa lor în afară, ca o rază de lumină, imediat se plac, se simpatizează,
O putere misterioasă împingându-i să se cunoască, împrietenească, să se iubească. De asemenea, există cazuri când, aflându-ne într-un voiaj printr-o țară străină și trecând printr-un oraș străin, ni se pare că îl cunoaștem, că l-am mai văzut cândva, deși pentru prima oară trecem prin acest oraș. Sunt unii care recunosc perfect unele străzi, ba chiar unele case, și merg până acolo ca să pot spune ce urmează după o cotitură de stradă. Această trezire în conștiința noastră a unor amintiri, a recunoașterii unor regiuni sau orașe pe care nu le-am mai văzut, nu se pot explica în niciun alt chip decât admițând că am trăit într-o altă viață în aceste regiuni sau orașe. Dovada cea mai izbitoare, cea mai uimitoare a revenirilor noastre la școala Pământului, se obține atunci când unii oameni își reamintesc perfect fapte, împrejurări, localități și persoane din altă viață. Această reamintire poate fi provocată sau naturală. Parapsihologii au ajuns cu studiile și cercetările lor până acolo încât să pună în stare de somn prin fluid magnetic o persoană sensibilă. Din cauza acestui val de materie magnetică, revărsată de magnetizator asupra unei persoane sensibile, care se pune cu devotament în slujba științei, se produce o descătușare a spiritului de trapul său. Cum spiritul are tendința de a se depărta de pământ, el se desprinde de trup. În această stare de libertate, spiritul își redobândește facultățile spirituale pe care le are când trece de bariera morții. Fiind interogat, spiritul poate spune amănunte din viața sa actuală, dar dacă îl vom întreba după deșteptare, el nu-și amintește episoadele descrise în stare de somn magnetic. Ceea ce uimește este faptul că această persoană ne povestește viața sa anterioară, locul unde a trăit, a murit, cu cine a fost căsătorită, câți copii a avut, cum i-a chemat și unde sunt, dacă mai trăiesc. Dacă se cercetează datele obținute, se constată exactitatea absolută a celor declarate. Această experiență, ca și multe altele de acest gen, dovedește în mod clar, fără posibilitate de a mai comenta, că fiecare din noi avem înscris în arhiva vieții noastre, în corpul nostru spiritual, toate amintirile altor vieți pe care nu le mai putem ști acum când suntem închiși în trup. Acest adevăr stă la baza legilor vieții, chiar dacă unii nu vor să admită existența și nemurirea spiritului, sau alții care o admit nu vor în ruptul capului să creadă că revenim pe pământ, îmbrăcând și dezbrăcând numeroase trupuri. Ei susțin că dacă am mai trăit, ar trebui să ne amintim. Nu ne amintim pentru că vehiculul fizic actual, sistemul cerebral actual, nu a luat parte la acea viață, nu a înregistrat nimic din acele timpuri, pentru că nu exista pe atunci. Timpul actual, sistemul cerebral pune astfel o barieră între trecut și prezent, împiedicând amintirile înscrise în corpul nostru spiritual să revină la suprafață și să luăm cunoștință de ele. Numai când prin pase magnetice punem trapul în pasivitate, iar spiritul devine liber, amintirile din alte vieți se desfășoară înaintea noastră ca pe ecranul unui cinematograf. Uneori, amintirile altei vieți vin la suprafața conștiinței noastre în mod spontan, fără pase magnetice. Însă, de cele mai multe ori, ele se prezintă fragmentar, încât nu se poate reconstitui întreaga viață a persoanei respective. O femeie spune, de exemplu, că a trăit într-o casă mare, departe, într-o țară caldă, că avea un soț care o brutaliza și că, în fine, într-o zi a omorât-o și i-au rămas doi copii. Ai și Fatima, dar nu ne spune în ce oraș, în ce an și cum se numea soțul ei. Chiar când se dau date mai clare și mai ordonate,
tot nu se pot face verificări, deoarece faptele sunt petrecute la o epocă îndepărtată, într-o localitate de pe un alt continent al globului, astfel că e greu, dacă nu imposibil, să fie cercetate și deci controlate. Copiii până la vârsta de 7 ani își amintesc mai bine decât oamenii maturi viețile lor trecute, din cauză că, până la această vârstă, legătura dintre spirit și trap este mai slabă decât în restul vieții lor terestre și deci pot să se revadă ceea ce este înscris în corpul lor spiritual. În plus, până la această vreme, sistemul lor cerebral fiind mai delicat, încă în formare, având deci o mai mare plasticitate, permite exteriorizarea amintirilor din viața trecută. Din nenorocire, părinții lor, care n-au auzit și deci nu cunosc adevărul reîntrupării, crezând că odrasele lor au halucinații, rătăcire ale minții, îi ceartă și îi opresc să mai spun asemenea bazaconii, ori nu le dau nicio importanță, punându-le pe seama fanteziei. Păcat, pentru că multe lucruri edificatoare am putea afla prin ei și ne-am încredințat pe deplin de această mare lege a Divinului Creator. Probabil că numai acele persoane la care, din anumite motive, spiritul revine la întrupare imediat după moartea fizică, își amintesc de viața lor trecută. În aceste cazuri, spiritul nu mai trece prin zonele spirituale din jurul Pământului, păstrând învelișul planetar aproape intact, prin urmare revine la noua întrupare cu învelișul vechi planetar. Asemenea cazuri sunt foarte rare, pentru că un astfel de om va suporta cu greu adversitățile vieții terestre și va profita prea puțin de noua sa întrupare, având instrumente uzate, aceleași pe care le-a avut și în viața terestră precedentă. De aceea, divinitatea în înalta ei înțelepciune a orânduit ca după fiecare viață terestră să urmeze o viețuire în spațiu, o viață de repaus, de meditare și numai astfel, odihnit, spiritul să revină pe pământ cu sinteza vieții trecute, cu învelișuri și instrumente noi, pentru a învăța lecții noi, fiindu-i înlesnită ridicarea pe scara progresului. Constatăm că majoritatea oamenilor nu își amintesc viețile precedente. Rezultă că această neștiință este urmarea unei legi pe care divinitatea a sădit-o în viața omului. Desigur, motive puternice au determinat această uitare, motive pe care mintea noastră redusă nu este în stare să le întrevadă. Dintre numeroasele motive, unul ar fi următorul. Reamintirea vieților trecute, cunoașterea faptelor noastre din trecut, ar constitui o piedică în înaintarea noastră spirituală, o adevărată nenorocire. Creatorul tuturor ființelor, corpurilor cerești și al universurilor, a vrut ca noi, la fiecare coborâre pe pământ, să înscriem pe o pagină albă o nouă viață, având impresia că acum ne-am născut pentru prima oară. Din copilărie până la moarte, în mod conștient sau inconștient, vedem, auzim, adunăm observații și cunoștințe, analizăm diferitele directive morale, ne comportăm mai bine sau mai rău, mai moral sau mai șchiopătând, mai intelectual sau mai credincios, după capitalul spiritual adunat în viețile trecute. Nu e bine să ne cunoaștem viețile precedente. Dacă în viața trecută, deși cu un nivel intelectual ridicat, deși cu o situație socială mai de seamă, într-un moment de mare iritare, ne-am ucis prietenul ori soția, în viața următoare, cunoscând această faptă, am fi chinuiți de gândul crimei. Fapta rea va reveni mereu în cunoștință și vom fi neliniștiți în existența actuală, astfel că progresul spiritual ar fi zădărnicit sau cel puțin redus. Nu e bine să ne cunoaștem viețile precedente, pentru că se poate ca iubitul nostru copilaș
să fie unul din cei care în altă viață, fiind tutorele nostru, ne-a torturat, ne-a mâncat averea lăsată de părinți și ne-a lăsat pe drumuri. Cu ce dragoste am mai privi acest copil? Ce iubire am mai avea față de cel ce ne-a nenorocit și brutalizat altădată? Așa, neștiind, ne considerăm copilul ca fiind carne din carnea noastră și, în virtutea legii divine, a iubirii, îl adorăm cu frenezie, dorindu-i fericirea desăvârșită în viața sa terestră. De ce să fim stăpâniți de greșelile noastre din trecut? De ce să ne tortureze remușcările unor fapte ticăloase din alte vremuri? De ce să fim mânați și mai departe de aceleași idei, prejudecăți de rasă ori religie? După cum nu e bine să ne cunoaștem trecutul, tot așa nu e bine să știm nici viitorul nostru. Cine știe prin ce cotitori ale destinului suntem siliți să trecem, să ne facem educația amarnică pentru a urca pe scara evoluției? Cine știe prin ce nenorociri trebuie să mai trecem pentru dezvoltarea spiritualității noastre? Și atunci, cunoscând dinainte torturile morale, suferințele fizice ce ne așteaptă în viitor, oare cu ce elan vom mâna viața înainte? Oare vom mai munci cu dragoste și având ca să agonisim, să ne creștem copiii, să fim morali și activi? Necunoscând măreția și infinitele planuri ale divinității, nu înțelegem binefacerile uitării cu care ne-a înzestrat Bunul Părinte Ceresc. Deoarece nu ne amintim, negăm principiul reîntrupărilor noastre, al tuturor ființelor, al tuturor corpurilor cerești, planete și sori. Uitarea este o fericire, o binecuvântare pentru om. Dacă nu ar fi uitarea, viața noastră ar fi un iad aici pe pământ. Din fragedă copilărie și până la coșciug, atâtea lacrimi, dureri și griji ne urmăresc, încât dacă uitarea n-ar așterne vălul ei binefăcător, pentru a ne arunca în vârtejul vieții de toate zilele, existența noastră pe pământ nu ar mai fi posibilă. Să mulțumim Bunului Creator pentru tot ce a făcut și stabilit. El le-a întocmit pe toate cu desăvârșită înțelepciune, pe care în stadiul ajuns nu suntem în stare să le apreciem și înțelegem. Paralel cu progresul trupului, cu alcătuirea sa fizică, sensibilitatea sa mai înaltă și inteligența din ce în ce mai vie, omul a ajuns să lucreze, să supună materia prin voința sa și să realizeze descoperiri înalte și uimitoare. S-ar crede că suntem într-un marș victorios al cuceririi naturii spre folosința noastră, că omul pășește din ce în ce mai grăbit către cucerirea fericirii sale. Cu toate minunile realizate de inteligența sa vie, totuși nivelul moral al omenirii este azi încă foarte scăzut. Omul fură mereu din secretele naturii, dar nu pentru a ajuta omenirii în progresul ei, ci pentru a făuri arme noi, mijloace noi de a-și ucide frații. Am descoperit legi fizice și chimice nu pentru a ne înlesni viața, ci ca să ucidem copiii și femei, frații noștri, fii unuia și aceluiași tată creator. Dacă savantul crede în materia fizică și în legile ce o animă, omul ignorant ori omul semidoct nu mai are nicio busolă în viața sa. Valurile vieții îi poartă în toate direcțiile și nu mai au nicio speranță. Aleargă la biserică, dar se întorc acasă tot sub apăsarea nevoilor vieții. Citesc cărți care să ilumineze asupra scopului durerii și asprimii acestei vieți și mintea lor rămâne tot atât de confuză ca și mai înainte. Iată starea în care se află azi omenirea. Dacă învățăturile sublimului nostru Mântuitor, Iisus Hristos, s-ar fi păstrat curate, nealterate, cum erau în primii 200 de ani ai creștinismului, dacă slujitorii casei Domnului ar reveni la forma lor simplă de viață, ca altădată, când cunoșteau profund legile divine și ar adopta ceea ce știau atunci,
și anume adevărul că entitatea spirituală revine mereu la viața terestră, omul ar deveni mai bun, mai milostiv și ar înțelege rostul vieții. O moralitate desăvârșită ar cuprinde omenirea și, din sufletul fiecăruia, s-ar ridica la cer osanale celui atotputernic. Reîntruparea este un adevăr divin, care lărgește orizontul tuturor cunoștințelor omenești, oferind mai clar decât orice sentimentul eternității. Ea dezvoltă în noi imaginația și ne transportă gândul pe nesfârșita dâră a secolelor scurse. Reîntruparea conține inspirația poetului, lumina filozofului, bucuria sfântului și arată tuturor drumul către Tatăl. Acum știm că, în lunga istorie a progresului nostru spiritual, am mai trăit pe când ne închinam la idoli, asemenea triburilor sălbatice de azi. De atunci am urcat treptele vieții și mai târziu am oferit darul lui Brahma în vastele temple indiene tăiate în piatra munților. Secolele s-au înșirat și în alte întrupări am căzut înfricoșați la pământ, când focul divin fulgera în templul lui Zoroastru din vechea Persie. Viața ni s-a scurs mereu, ca și apa fluviilor, îmbrăcând diferite trupuri umane și în diferite ranguri sociale, depunând flori la picioarele lui Osiris și ale zeiței Isis pe vremea faraonilor, în templele de la Teba și Memphis. Am trăit și am murit, ne-am născut în sânul la diferite popoare și religii, ne-am simțit mândri de neamul căruia îi aparțineam și socoteam religia noastră cea mai pură, cea mai înaltă. Am cântat cântece ritmice înaintea altarelor de marmură ridicate în Grecia străveche. Ne-am supus stricteții legilor de fier ale Imperiului Roman și poate unii dintre noi am fost printre cei care am dat cu pietre și am cerut răstignirea Divinului Isus. Acum, iată-ne reveniți pe pământ pentru a adora din nou pe Tatăl Etern, fiind mereu în pelerinaj pe drumul lung al nașterii și morții.